ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Avem o știre importantă pentru voi. Un bătrân îmbrăcat cu straie roșii, cu barbă albă și lungă, călare pe un cal alb, a fost văzut zilele acestea pe la munte. Pe unde a trecut călărețul misterios, a început să ningă. Apariția a fost investigată de specialiști, preoți și istorici și toți au ajuns la concluzia că ar fi nimeni altul decât Sfântul Nicolae, adică Moș Nicolae, cel care ne pune weekendul viitor dulciuri în ghetuțe. Asta dacă am fost cuminți, pentru că știm că dacă am fost năzdrăvani, Moș Nicolae lasă loc de dulciul nuielușe. Legendele spun că Moș Nicolae a salvat de la anec marinari, a eliberat din închisări oameni nevinovați, dar și că i-a pedepsit pe cei care nu erau cuminți. Acum înțelegem de ce Moș Nicolae aduce fie dulciuri, fie nuielușe. Mai e puțin până pe 6 decembrie, așa că grăbiți-vă să faceți fapte bune ca să primiți în ghetuțe ceva bun. Peste 800.000 de români se numesc Nicolae sau Nicoleta, așa că le urăm și noi un călduros la mulți ani. A, și-ar mai fi ceva. În caz că te uiți de acolo de sus și pe YouTube la dicție.ro, Moș Nicolae, să știi că eu am fost cu minte și te rog să-mi aduci leduri. Numai bine, pe curând!